Un studiu recent al unui grup de cercetare a arătat că în Belgia, din 83% dintre respondenții care spuneau că au fost crescuți creștini, doar puțin mai mult de jumătate se consideră creștini și la ora actuală. În plus, numai 10% dintre belgieni mai merg la biserică în mod regulat. În medie, fiecare dintre cele 300 de orașe din Flandra are 6 biserici. Nu mai sunt însă destui credincioși cât să umpli măcar una. Of course, the building is beautiful, we have to take care of it. But for a bishop, it's more painful to lose communities, or when we have to bring together the remnants of different communities into a new parish, there is a loss of participation, and that is painful, I will not hide it. On the other hand, there is no return to the past possible. We are living in new times. And something new, I'm sure, will happen. Mechelen, oraș cu 85.000 de locuitori la nord de Bruxelles, este centrul romano-catolic al Belgiei și are peste 20 de biserici. Iar pentru că unele nu mai sunt folosite, primarul încearcă să le dea o nouă destinație. O fostă biserică franciscană a fost transformată în hotel de lux. It's always a debate where to draw the line. If I look to Mechelen, we have a hotel, people sleep in a church. Maybe have sex in a church. So you could say, is it ethically a good idea to have a hotel in a church? I have not so many hesitations around it. I am more concerned about the architectural value of a church. Nu este însă singurul exemplu de schimbare a destinației unui lăcaș de cult rămas fără credincioși. Tot mai multe dintre clădirile odată sacre sunt refolosite pentru orice, de la magazine de haine, cluburi de alpinism și cluburi de noapte. Le lieu est particulier pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une église, c'est atypique de grimper dans une église, c'est la première en Belgique. Il n'y a pas beaucoup d'autres ailleurs. Et après ça, le bâtiment, il offre pas mal d'avantages. Le premier, c'est la hauteur. Là, on monte, on a un mur qui monte jusqu'à 19 mètres, mais les clés de voûte sont à 26 mètres, donc on a vraiment une hauteur phénoménale. C'est très agréable, c'est génial, ça permet de vraiment d'exploiter à fond les murs. În afară de astfel de inițiative, autoritățile flamande sunt implicate în rezolvarea problemelor a aproximativ 350 de biserici din regiune. Iar fenomenul este unul răspândit în mare parte din inima creștină a Europei, din Germania până în Italia.